Salutare, oameni buni, bine ați venit pe canalul Fană și Câinii. Salut, Cătălin. Ne aflăm din nou la Cătălin Dumitrescu, un celebru deja crescător de corbi din județul Prahova, comuna Nucșoara, cu exemplarele sale foarte, foarte reușite. Ia uitați ce exemplare superbe are domnul Cătălin aici. Băi, uitați-l pe Greuceanu, deja celebru. Băi, oameni buni, e imens corbul ăsta. Pot spune că... Da, e competiție, e rivalitate între ei. Nu scapă ăsta. Nu scapă ăsta, liniște. Ușcătat acolo. Ia Zidane, e mai mare decât fiara de la Valea și mai impresionant. Ce să mai vorbim? Băi, și cu ce seamănă ăsta la căpățână? Aduce asiatic de la negru, ai văzut? Mulți zice că ia la bai. Mamă. Lasă-l numai nervă, ia zi, Jean, îți place exemplarul? Așa l-am avut eu la tatăl femeilei alba, tot așa era pe căpățână. Era un bucovinan, într-adevăr, era altă rasă, dar tot genul ăsta de căpățână mare, ți-a zis tot... Și ăla provenea de la o caniță, canița de Valea Rece, adică era cu unii origini sănătoase. A, uite ceva pe picioare, pe... Și ăla de unde l-ai, Cătăline, de acolo? Frate cu el, tot știu de el. Frate cu el. Bă, cum ai ceva, mă? Stai, mă, cu unde, că poate scapă, bă. Băi, bătrânul e foarte în vână. Da. Cătăline, după ce termină, stai în ceva, poate mă duce la ei. Și rău, așa îmi place, ca și agresivitatea. Deci a făcut 2 ani acum, nu? 23 septembrie. Septembrie 23. A avut 2 ani. Toată pară. El dacă le-a dat părul jos vechi, uite că mai și mai are puțin așa pe la. Băi, Cătălin, dar acum, ia fii atent, că pară tot acea IT. No. Băi, nu, peste... cum suportă căldura asta așa? Dar e umbră, aici nu vezi că eu am pom. E umbră. Pomii. Țin mai bun, mai treabă. Ia uitați ce zonă frumoasă. Băi, am avut și un corb, am avut un corb. Frumoasă zonă la Cătălin aici. Nu era foarte mare, cam Nucșoară. Și brăcat vini. Oh, acum. Prezentarea celui mai mare corb. Da, vine Greuceanu. Și să filmez, filmează-mi și mie. Într-adevăr, cel mai mare corb, domnilor. Cel mai mare corb din Prahova. Va defila pe scenă în secundele care urmează. Scena... Dubla 2, scena 3. E bine cu bătul până. Ia uitați-l în toată splendoarea lui. Mamă, ce gigant. Asta chine de expoziție, Cătăline. Îți spun sincer, dar poate n-ai nici timp, n-ai de... Câine de expoziție, vorba aia. Asta, putem să ne apropiem de el, a? O să deja mâri. Nu, nu zic așa, zic. Oh, oh. Încearcă tu. Nu zic așa, să nu-l scapi, da. Asta era, nu că... Mamă, ce era să te captez. Tipul ăsta cum îl câine foarte temperament, focalizează pe... Te mușcă de pe furiș, pe cap. Câine ăștia ai mei sunt
bate într-un apă. Când vine un străin să latre într-un apă, da. Este liniștit. Băi, e important ce spune, te ascultă-mă ce spune. Am avut, fac o paranteză, am avut, am bucurit că ți-am mai postit. Sunt câini și câini între rase. Toți sunt la fel. Dar să știi că ăștia care sunt păpuriști sunt prima cu câini care se sunte. Mamă, ce moarte! Mai groși cu picioare și cu toate astea. Lasă-mă, toți sunt frumoși în felul lor, că nu-i n-am, dar... Da, super! Măi, Cătălin! O să râim, o să facem o... Mamă, frate, de-abia-l ține, Cătă! Bă, ce urs ăsta? E imens ursul! Auzi, Cătă, bagă de brun! Nu pot, o bagă! Lasă, lasă, lasă-l! Că... Ce să faci, mă, cu ursul ăsta, ia uite. Nu poți, frate, că eu mă doresc spatele. Ei, lasă, poți. E bun ursul, e bun. Arată într-un mare fel. Ce vreau să zic. Cam ăsta e genul de câine care ți-l ai dori într-o curte. Impresionant. Și e și rău. Rău. Nu poate să intre nimeni. Băi, numai când îl vezi, are factorul de frică. Dar vezi tu, dacă eu vorbesc cu el și îl mângui și așa, stă liniștit. Doar nu e imbecil, ascultă de tine! E frumos, băi, că te-ai mers. Toți sunt frumoși, dar asta pare că-i întregi. Mamă, băi, stai liniștit că nu se știe. Ce faci? Așa, da, mă rog. Ce? S-a întins ăla. Păi eu ce am zis, da? L-a-ndoi, băi, băiete, l-a îndoi. Deci nu se iasă din pământ, l-a îndoi, l-a îndoi. Îl îndoaie, mamă, bă. Gata, nu-i mai provocați, bă, că da, scapă... Te întreb eu așa ca o chestie, pentru... Deci ăsta ai zis că e din vânăta ei mama lui, nu? Da, da, da. Și aia mai știi originile ei, de unde o... Mama lui vânăta a fost un galben cu negru pe bord. Galbenul. Nu, tata, pardon, tata. Galbenul ăla. Ăla era așa mare cât ăsta, galbenul ăla? Da, da. Dar rău tare, bă, și ăla. Rău. Dar ce rău era peste asta, ce, ca răutate era peste ce am luat. Dă galbenul ăsta, că uite, ai observat și la corp, eu zic că are legătură cu următorul ăsta, uh-huh. Pentru că mai dă roșii, cum are la papune, nu știu. Să înțelegi? Cred că e o chestie... De genetic, adică transmite niște gene din urmă. Da, da, da. Da, bun roșie aia, bă, ai văzut? Da, sunt frumos. Transmite din spate și mie mai dă alb când și când cât un puial. Aha. Înțelegi la cuib. Și zici că ăla alb care l-are vărtul e foarte rău, așa din câte am da, văzut. Uite, da, uite, de exemplu, este tot în bătrână și dintr-o soră de-a lui bunăta care o am. N-are nicio legătură, deci. Și frația de cuib ai lui, ai zis că am înțeles că e un... Mușchel Dani. Mă duce călare și-l mușcă pe Dani. Asta n-ai treabă, stai pe el și te duce călare. Cătălin, că te-ai luat carvă? Mi-am luat măgar, bă, măgăreață. Deci fiți atenți ce adevărat cal de tracțiune. Am capuțul 2 kg și mă duce pe mine spate. Vezi? Dar ăsta are 85. Înălțimea avea atunci, la un an, nu l-am mai măsurat, dar nu cred că am mai crescut. Auzi că tu ai o ruletă, mă, să-i facem mai spune. Auzi că, dar greutate, are un 70 și ceva. Cât ziceți așa? 70, eu zic că are 80 lejer. 80 de kg lejer. S-ar putea să aibă 80. N-are, mă, 80, spune. Ai unul mare ca bar? A, nu, am avut și eu unul de Bucovina mare cât ăsta. Nu știu, nu, că părerea 75, poate greșit. 75, are sigur un 75.
ce să zic. Nu, nu.